Am cutreierat țara în lung și în lat, plantație de soc nu prea am întâlnit. Dumneavoastră sunteți singura persoană care aveți o asemenea plantație, să înțeleg. Mai mult este certificat ecologic. Am crezut în fructul de soc și credem în continuare. Considerăm că este un fruct foarte, care ne ajută foarte mult pentru întărirea sistemului imunitar, iar floarea de soc are un renume foarte bun pentru că românii din totdeauna făceau socată și utilizau florile de soc. Am dorit însă ca aceste flori de soc să nu fie recoltate din sălbăticie ci am, și atunci am înființat propria cultură, astfel încât clienții noștri să aibă garanția că este un fruct curat. În plus, am și certificat ecologic plantația pentru a, a putea dovedi faptul că a, produsele noastre sunt curate și nu sunt utilizate substanțe chimice deloc. Este greu, este ușor să întreții o plantație de soc? Nu este ușor, așa cum am crezut inițial. Socul în cultură ecologică are o serie de dăunători, în plus nici nu am fost n-am avut norocul să avem un teren foarte bogat. Avem un teren argilos și atunci din acest motiv nu s-a dezvoltat foarte bine în toate zonele. Am îmbunătățit însă atât solul cât și uh, uh, Plantele în sine, utilizând uh, câteva substanțe certificate ecologic.